Măsurile preventive luate de conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vlașca al județului Giurgiu au dat roade, astfel că bilanțul de 1 mai este unul fericit. Fără incendii, fără cazuri de urgență și puține intervenții smurt. Iată ce ne-a declarat vineri purtătorul de cuvânt Alisu Vlașca. Ziua de 1 mai pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență Giurgiu a fost una destul de liniștită. Am intervenit la 15 cazuri smurt, iar colegii mei au asigurat măsuri PSI la pădurea Bălănoaia și pădurea Comana. Însă nu au fost înregistrate cazuri în care colegii mei să intervină pentru a limita situații de urgență. Așadar, un 1 mai liniștit, la fel ca și în ultimii ani de altfel. Cât privește cazurile smurt, nici numărul acestora nu a fost peste limită. Giurgiuvenii au solicitat sprijin medical la 112, în special pentru probleme cardiace și digestive. Care au fost cele mai frecvente? Medicale, afecțiuni cardiace, afecțiuni neurologice. Faptul că nu am avut intervenții demonstrează faptul că oamenii au înțeles măsurile pe care trebuie să le respecte și am putut spune că a fost mai liniștit decât în alte ani. Dacă serviciul SMURD a avut 15 solicitări, cu siguranță serviciul județean de ambulanță a intervenit la mult mai multe cazuri medicale de urgență. Dar statistica oficială o vom afla abia săptămâna viitoare, și asta pentru că vineri nu am avut niciun răspuns de la purtătorul de cuvânt al acestui serviciu.